Angiograful prezent este un aparat util în diagnosticarea și tratamentul afecțiunilor cardiovasculare, și anume, în special, în tratamentul afecțiunilor arterelor coronare, automat cele de la inimă sau cele periferice de la nivelul membrelor inferioare. Deci atât diagnosticul, adică de a afla boala și localizarea bolii, cât și tratamentul pe niște metode minim invazive. Este un aparat de înaltă tehnologie, un aparat care poate fi și cu siguranță va fi util unei largi plaje de pacienți din comunitatea noastră și de la nivelul județului, de ce nu? Pentru că bolile cardiovasculare diagnosticate și tratate cu ajutorul acestui aparat sunt cât se poate de frecvente. Diagnosticul și genul acesta de tratament minim invaziv, atât la nivelul, de la nivelul arterelor coronare, adică arterelor care hrănesc inima, cât și afecțiunilor de la nivelul arterelor periferice, pacienții, din păcate, până acum erau nevoiți să traverseze niște distanțe apreciabile până într-un centru universitar, unde listele de așteptare erau de multe ori extrem de lungi, motiv pentru care este un mare beneficiu pentru pacienți că se pot adresa unui serviciu, unui compartiment de chirurgie vasculară, care are posibilitatea, în același serviciu, să diagnosticheze pacientul, adică practic să identifice boala și să o trateze prin toate mijloacele de tratament existente, atât chirurgical cât și endovascular sau, dacă vreți, minim invaziv.